Ana a găsit o tipă interesantă. Acum vreo 7 ani a lăsat ghetele de fotbal. Repet, e vorba de o femeie, de o fată. Și s-a dedicat boxului. A ajuns campioană europeană într-o zonă a bărbaților, într-o arie de activitate a bărbaților. Fotbal, box. Florian a vorbit cu Lăcrămioara și avem mai multe detalii într-un material realizat pentru Neața. Neața cu Răzvan și Dani. Joacă fotbal mai bine decât mulți profesioniști, este fană Ianis Hagi și este campioană europeană la box. Lăcrămioara Perijoc este speranța României la o medalie olimpică. S-a încălzit la europenele de anul acesta din Spania, când a câștigat aurul la categoria 54 de kilograme. A fost cel mai... meciul cu cea mai mare satisfacție, pot să zic, la final. Simțeam undeva că am câștigat, dar totuși aveam mici reține. Și m-am uitat la echipamentul meu de la colț, zic, sunt albastru. Când o să aud, nu știu ce o să fac. Și când am auzit România, mamă, nu vrea să crezi în campioana europeană. Deci a fost cel mai tare meci și cea mai mare satisfacție pe care am avut-o. Până în 2013, Lăcrămioara a jucat fotbal la Fălticeni, iar pasiunea pentru box și-a descoperit-o la 17 ani. Atunci a fost remarcată de un antrenor chiar pe terenul de fotbal. Pot să zic că nu eu am ales boxul, boxul m-a ales pe mine. Eram în clasa 11-a când antrenorul, fostul meu antrenor de box, Dumnezeu să-l ierte, care de la Suceava, unde am început eu boxul, era profesorul meu de sport și mi-a zis că m-a văzut la un meci de fotbal, eu jucând fotbal foarte mult, îmi plăcea foarte mult. A zis că tu ai fi bună la box și eu prima dată am râs că nu știam că există box de fete. După care, după ce am intrat prima dată în sala de box, am simțit ceva, am zis că asta e șansa mea să mă realizez. Lăcrămioara Perijoc spune că nu i-a fost ușor să ajungă în top. A plecat dintr-o comună de lângă Suceava, dintr-o familie cu 8 copii. Eu am plecat de la 14 ani de acasă, locuind undeva la țară, la o comună lângă județul Suceava, am trebuit să plec la liceu. Mi-am dorit foarte mult să fac liceu, deși proveneam dintr-o familie nu foarte înstărită, adică greu să ne descurcăm, dar eu am zis că orice s-ar întâmpla, eu o să merg la liceu, oricât de greu mi-ar fi. Părinții mei nu au lucrat, tatăl meu lucra în construcție, mama mea era casnică. Noi, eu având o familie cu 8 frați, a fost un pic mai dificil. Și atunci, pentru mine, când o persoană sau cineva din exterior îmi spune nu vei reuși, este o ambiție. Și eu când auzeam vecini, prieteni și tot așa, știi, tu nu o să poți să faci liceu, că nu au ai tăi, nu știu ce, ei bine, eu o să fac, așa cum o să pot eu știam că o să fac. Și am terminat un liceu de informatică unde sunt mândră că l-am terminat. Nu m-am tristat niciodată chestia asta și nu m-am dezamăgit, dar m-au învățat lucruri mai importante pe care poate alți copii cu bani nu le învață și ce mi-au oferit ei, nu știu, nu are preț în bani. Primii bani din munca mea a fost în 2011 la campionatul național la locul 3 și am luat prima premiere. Când am luat prima premiere, am făcut primele cumpărături eu din oraș și am plecat la ei mei acasă. Și am fost fericită, puțin spus, împlinită, nu știu, eram atât de mândră de mine, puteam să le ofer ceva din banii mei proprii. În toată această perioadă cu suișuri și coborâșuri, Lăcrămioare i-au fost alături cei doi antrenori de la lotul național, Mihaela și Adrian Lăcătuș. Mă bucur foarte mult pentru ea. A fost dintotdeauna un copil ambițios și a dorit foarte mult, a muncit foarte mult, s-a dedicat întru totul acestui sport și sunt, nu știu, mai mult decât mândră de ce a reușit. Povestea din spatele poveștii și mai interesantă, că așa campioni tot vezi, dar când știi că un copil a plecat dintr-o zonă așa chinuită și a ajuns atât de departe, mie mi se pare o treabă de apreciat.